Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă pe canalul de YouTube. Continuăm cu seria salatelor care o să vă schimbe viața. Salate extrem de delicioase, tot felul de combinații de arome de care o să vă îndrăgostiți, așa că data viitoare când o să vă gândiți că trebuie să mâncați salată, nu o să fiți dezamăgiți că e vorba despre ceva plictisitor, ci o să fiți super încântați pentru că este vorba despre ceva absolut delicios. Și e vară, vrem să arătăm bine, deci trebuie să avem grijă și ce punem în farfurie, nu-i așa? Haideți să vedem de ce vom avea nevoie. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de 2 căni de spanac, un castravete, cam 150 de grame de castravete, o ceapă verde, o jumătate de cană de căpșuni, da, e sezonul căpșunilor, căpșuni dulci de grădină parfumate, yummy yummy, o jumătate de lămâie, îi vom folosi zeama, o lingură de muștar și un pumn de nuci, pe care o să le coacem puțin în tigaie. Și o să asezonăm sălățica noastră cu sare, piper după gust și ulei de măsline. Deci, azi facem o salată cu spanac și căpșuni. O combinație pe care nu cred că ați mai încercat-o până acum, dar o să-mi dați acolo un mesaj de mulțumire după ce o să încercați rețeta. Mai întâi o să luăm spanacul și o să-l tăiem fâșii subțirele. Și nu uitați, bună dispoziție în bucătărie, bine nu cu cuțitul, aveți grijă să nu vă răniți, dar pe mine gătitul mă ajută foarte mult, e terapeutic și cred că așa ar trebui să fie și pentru dumneavoastră atunci când vă pregătiți ceva bun de mâncare sau pentru cei dragi. Să vă relaxați, să vă simțiți bine, să vă puneți o muzică care să vă bine dispună, știți voi. Tăiem castravetele în cubulețe mici și exact așa o să tăiem și căpșunile. Ce-mi place mirosul de castravete, Doamne, l-ador! Să știți că nu eram adepta combinațiilor acestea de fructe cu legume până când am început să experimentez tot mai multe rețete de acest gen și am rămas impresionată că oamenii aceștia care le-au inventat s-au gândit la ceva bun, adică chiar sunt foarte, foarte delicioase. Au dreptate, nu trebuie să fiți reticenți, trebuie să fiți deschiși, pentru că în bucătărie poți experimenta atât de mult și credeți-mă că dacă aveți curajul să încercați tot felul de rețete, descoperiți un nou univers și o să vă mulțumiți pentru asta. Drăguții mei, salata noastră este aproape gata, mai punem nucile la copt, le coacem un pic în tigaie și imaginați-vă ce aromă o să aibă în această salată. După ce le-am copt, le tăiem puțin, le punem peste și gata! Life changing salads!
Salata cu spanac și căpșuni este gata. Sper din tot sufletul să vă placă și dacă vă place, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez și să împărtășiți cu cei dragi această rețetă. Noi ne vedem data viitoare. Poftă bună să aveți!